Foana Roman rupe tăcerea despre Marius Elisei și spune cum a fost de fapt relația. Vedeta a explicat că atunci când a început relația cu tatăl fiicei ei, nu și-a dat seama că Marius Elisei suferea de o tulburare de personalitate, tulburare care însă le-a afectat și relația, acesta fiind și motivul pentru care Oanei Roman i-a fost destul de greu să pună stop legăturii cu bărbatul. Relația a început fără ca eu să realizez că aveam în fața mea o persoană care suferă de o afecțiune care se numește o tulburare de personalitate narcisică. Este o afecțiune care a fost îndelung studiată, în mod clinic, în întreaga lume, foarte mulți ani. Finalul a fost acela în care eu am decis să pun punct. E o chestie ciudată în România, pentru că, în general, sunt puține femei care pun punct și, în general, în viața publică, din păcate, multe femei au fost puse în fața faptului în care s-a pus punct. Pentru că finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct și am făcut un plan foarte bine pus la punct ca să ajung în punctul ăsta. Pentru că nu a fost ușor și mi-a luat aproape doi ani. E foarte greu să scapi când ești într-o astfel de relație. Evident că da l-a iubit pe Marius Elisei, a declarat Oana Roman.